Marina Tauber crede că va scăpa basma curată în dosarul finanțării legale a partidului Șor, întrucât formațiunea a fost lichidată. Astfel, aceasta spune că nu există partidul Șor, nu există nici legalitatea de care sunt suspectați membrii lui. Va continua procesul sau nu? Dilema ar urma să fie elucidată săptămâna viitoare, când urmează o nouă ședință de judecată. La ce etapă acum se află dosarele dumneavoastră? Pentru că vedem ședințe multe. Nimeni nu cunoaște cum se continuă aceste procese de judecat. Că partidul politic Șor, din păcate, nu mai este și cine va fi învinuit, cine va fi condamnat ca persoană juridică, nici procurorii, nici judecătorii nu înțeleg. Probabil această întrebare trebuie să adresați ministrii justiției sau altor funcționari care în grabă totuși au uitat să coordoneze acțiunile lor și acum nimeni nu știe ce să mai facă. Credeți că scăpați de răspundere? Eu cred că o să scap de răspundere pentru că n-am pentru ce să răspund. Eu vina nu îmi recunosc. Și deputatul fostului partid Șor, declarat neconstituțional, Denis Ulanov, se arată sceptic privind tragerea la răspundere penală a Marinei Tauber, după ce partidul a fost radiat din lista formațiunilor politice. Честно, меня это настолько удивляет, вот эта непоследовательность и абсурдность юридических действий властей в части предъявления уголовного обвинения, передачи дела в суд и одновременного ликвидации юридического лица. Соответственно, уголовное дело должно было быть прекращено и на прошлом заседании. Ședința trecută, despre care a pomenit Ulanov, a avut loc pe 30 ianuarie. Atunci aceasta a fost amânată deoarece... S-a dispus amânarea ședinței de judecată pentru că instanța așteaptă decizia Ministerului Justiției prin care a fost radiat partidul politic Șor. Pentru a decide mai departe calitatea lui instanța de judecată și a vedea care a fost, care e situația mai departe cu reprezentanții partidului politic Șor și avocatul care participă în interesul partidului politic Șor, persoană juridică. Codul de procedură penală nu spune nimic pe acest caz. O să ne întrunim data viitoare în ședința de judecată și o să ne decidem împreună cu avocații, cu instanța de judecată și o să decidem referitor la participanții reprezentantul partidului politic Șor. Solicitat de TV8, Ministerul Justiției ne-a expediat un mesaj în care se spune că, cităm, judecătoria Chișinău a expediat în adresa Ministerului Justiției un demers prin care a solicitat remiterea informațiilor de la Comisia de Lichidare a Partidului Politic Șor, în parte ce vizează lichidarea formațiunii și radierea acestuia în registrul persoanelor juridice. Drept răspuns, Ministerul Justiției a expediat copia deciziei Agenției de Servicii Publice privind înregistrarea radierei persoane juridice din registrul persoanelor juridice din 23.01.2024. În continuare, instanța de judecată are competențele să decidă asupra derulării procesului penal aflat în examinare. Expertul în drept constituțional Alexandru Arseni susține că, deși partidul Șor a fost declarat neconstituțional, foștii membri ai acestuia pot fi trași la răspundere penală. Când Curtea Constituțională, în mai 2023, după jumătate de ani de profunde analize a tuturor probelor și acțiunilor conducătorilor partidului respectiv, au analizat și anume acțiunile lor neconstituționale și chiar prevăzute de codul penal, se săvârșeau sub acoperirea partidului. De aceea, Curtea Constituțională a adoptat o hotărâre legală, legitimă, în vigoare și cu efecte juridice de consecințe. Partidul s-a iradiat din registrul respectiv ca persoană juridică nu mai există, în schimb sunt detașate de partid acțiunile conducerii, începând de primul și inclusiv deputații care astăzi sunt citați. De aceea nu se confunde. Acțiunile lor rămân pasibile și trebuie condamnate în plină conformitate cu prevederile codului penal. Partidul Șor a fost declarat neconstituțional la 19 iunie 2023. Decizia a fost pronunțată de magistrații Curții Constituționale în urma sesizării Guvernului, în care se menționa că formațiunea ar fi acționat în contradicție cu principiile statului de drept și ar reprezenta interesele Federației Rusiei în Republica Moldova. Deputata Marina Tauber și partidul politic Șor, ca persoană juridică, sunt acuzați pe 4 capete de acuzare pentru falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Suma totală a banilor iliciți a fost estimată la peste 195 de milioane de lei.